În sezonul rece 2014-2015, stiliștii de talie internațională au cruțat doamnele noastre, deoarece cofurile aranjate nu mai sunt deja la modă, nu mai sunt în vogă. Se consideră a fi foarte stilat și se poartă foarte mult în Londra, New York, Milano, etc. Cofurile care se numesc undone sau out of the bed style, ceea ce este foarte comod pentru doamne și domnișoare, pentru că nu mai este nevoie să cheltuie foarte mult timp dimineața ca să-și aranjeze părul. Și exact acum, deci eu îi fac Mihaelei o coafură asemănătoare, doar că este o combinație între anume acest undone style despre care spuneam mai devreme și coafurile anilor 1940, care la fel rămân a fi în vogă. În sezonul rece este foarte important ca să avem grijă de părul nostru, deoarece ca și pielea, ca și tenul, el suferă de la frig și de aceea este nevoie să folosim produse foarte hidratante, adică să punem accentul pe șampon, balzam, măști cu efect hidratant și cu o saturație foarte mare de uleiuri, cum ar fi uleiul de argan, uleiul de macadamii, uleiul de cocos, etc. Ca un sfat pentru domnișoarele, deci ca în cazul Mihaelei, care țin foarte mult la podoaba lor capilară și nu doresc să piardă din lungime, dar totuși uneori își doresc să aibă un păr puțin mai scurt sau să facă o schimbare ceva mai radicală, cel puțin vizuală, adică aparent, eu le sugerez ca să abordeze această tehnică, ea se numește tehnica faux bob, adică bob fals. Partea din spate se prinde atent într-o coadă de cal, se împletește într-o cosiță și o prindeți cu bobby pins, o lăsați acolo bine fixată, după care împărțiți părul în două jumătăți acolo unde vă doriți ca să păstrați cărarea și deci ondulați în așa mod, într-o direcție și în alta, lateral înspre ureche. Este obligatoriu ca atunci, indiferent de caz, indiferent de coafură, în momentul când optați pentru bucle, este să le lăsați să răcească bine, acesta este secretul buclelor să se țină. Pentru acest an în vogă sunt culorile de blond, șaten și roșcat, niște nuanțe care de mult nu au mai fost în tendință. Aș putea spune că este anul revenirii la nuanțele naturale de păr și la numeroase tonalități a nuanțelor. Dacă înainte aveam posibilitatea să ne folosim doar de câteva nuanțe standard, în prezent putem alege dintr-o sumedenie de nuanțe foarte interesante. Deci, dacă vorbim de culorile de blond, în acest an accentul se pune pe un blond nisipiu cenușiu, o nuanță rece, care se potrivește pentru doamnele cu tenul deschis și cu ochii verzi sau albaștri. Este o nuanță care pune în evidență feminitatea și dă o naturalețe aparte. Dar nu uităm de culorile calde de blond, cum este blondul aramiu, blondul de șampanie, blondul auriu. Dacă aveți părul vopsit, este bine să vă folosiți clar cu setul de șampun, condiționer, mască și chiar ulei pentru părul vopsit, ca să mențineți culoarea mai intensă pe o perioadă mai mare de timp.